Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Invitații mei de la această oră sunt domnii Daniel Botănoiu, ministru secretar de stat în cadrul MEADR, și domnul Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Aș vrea să ne spună domnul președinte Stănescu câteva lucruri importante vis-a-vis de legea vânzării terenurilor agricole, pentru că am mai văzut în presă, în mediile online, mai multe abordări, dar știți cum e, cea mai bună informație e cea de la sursă. Da, este, cred că e o lege, nu știu dacă mediatizată, dar mult discutată, legea vânzării, modificarea legii 17. Noi, cel puțin în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților, am lucrat, și nu exagerez, cred că avem cel puțin 20 de ședințe în care am lucrat pe această lege, la care au participat toți reprezentanții asociațiilor profesionale și nu numai, în toate domeniile, cei care sunt implicați în acest domeniu. Am reușit să-i dăm o formă. Cred că vă spuneam chiar la dumneavoastră în emisiune cu mai mult timp în urmă că deja făcusem un raport. Vreau să vă spun că l-am reluat, pentru că deja în tot timpul mai apar alte solicitări legate de vânzarea terenurilor. De trei săptămâni, eu am zis că o pun în fiecare zi pe ordinea de zi, pentru că ne-am propus ca în această toamnă să ajungă lege și să fie în vigoare. Știți bine că orice perioadă de trecută creează, eu știu, cu cât mai puțin teren către zona proprietarilor naționali, înțelegeți ce vreau să spun, și de aceea cred că trebuie să această lege să fie în vigoare cât mai repede. Acum două săptămâni de zile a apărut o idee din partea unor, nu știu, și colegi, că am fost mai mulți la discuția, sunt mai mulți reprezentanți, prin care se propunea o plafonare atât pe persoană fizică, adică o limitare a suprafeței de teren cumpărat, atât pe persoană fizică, cât și pe persoană juridică. Eu le-am spus colegilor mei și din colegi parlamentari și colegi veniți din zona de activitate, le-am spus că cred că acest lucru de a plafona, eu știu, un drept al cetățenilor, cred că nu este tocmai în regulă. Și pentru că am lucrat atât de mult la această lege, le-am propus să nu introducem această limitare a cumpărării sau a vânzării terenului, la cumpărării terenurilor, pentru că e păcat de o lege la care am lucrat atât de mult și în care am introdus așa de multe lucruri, prin care părerea mea este că terenurile vor fi tranzacționate numai cât trebuie și către cine trebuie, și să-i dăm drumul așa cum este, și bineînțeles, după ce va intra în vigoare, și atunci putem să venim cu o nouă inițiativă de modificare și cu aceste limite de care vorbesc ei. Ați văzut bine că mă feresc să zic plafonare, pentru că plafonarea e un subiect mult disputat la nivel de Uniunea Europeană, să spunem, pentru că știți bine că când vorbim de plafonare, toată lumea se gândește la plafonarea subvențiilor plăților directe. Un lucru pe care eu încă susțin că plafonarea ar fi un lucru rău pentru România, și am și argumente, și bineînțeles voi avea multe discuții pe această chestiune, inclusiv cu fermierii, și vreau să vă spun că pe 4 octombrie o să avem o întâlnire în Parlament cu fermieri mari și cu reprezentanții fermierilor. Bineînțeles, mi-am propus ca la această întâlnire să ieșim chiar cu o scrisoare comună, cu o poziție
a fermierilor legată de viitorul politicii agricole comune, o poziție pe care am spus că o să intru cu ea și în Comisia de Agricultură și chiar am să-i dau un vot, poate neoficial, dar să putem să, adică să o considerăm că este și vocea colegilor din Comisia de Agricultură. Și când zic colegii din Comisia de Agricultură, știți bine că în comisie sunt colegi de la toate partidele politice și bineînțeles vom discuta și cu Ministerul Agriculturii și să spună părerea despre această poziție, astfel încât colegii noștri de la Parlamentul European sau peste tot acolo unde merg, să meargă cu o poziție comună a României. Pentru că e foarte important, dacă ne ducem la Comisia Europeană sau, eu știu, în discuțiile pe care le avem cu reprezentanți din Europa și ne ducem noi pe parte și vorbim că noi nu vrem plafonare, să duc alți colegi, din altă zonă și spun că noi vrem plafonare românii, cred că nu o să mai înțeleagă nimeni nimic și, bineînțeles, nu vom reuși adică ca viitorul politicii agricole comune să fie așa cum ne dorim noi. Tot am deschis discuția de viitorul politicii agricole comune. Vă spun acum din activitatea pe care eu o desfășor. Pe 28 octombrie voi fi la Helsinki, la o reuniune interparlamentară la care vor fi prezenți omologii noștri din Europa, din toate țările Uniunii Europene și mai mult, după ce închidem reuniunea, voi avea o întâlnire în trio cu colegii din Finlanda și colegii din Croația. Pentru că, știți bine, președinția României este actualmente a Finlandei și va urma Croația. Deci noi am fost în trio România, Finlanda și Croația. Vreau să vă spun că solicitarea a fost din partea colegului din Croația, care a zis că pe toată această președinție să avem o poziție și vreau să vă spun că e foarte important că din discuțiile pe care le-am avut cu ei, chiar avem o poziție comună și noi și finlandezii și croații. Așa, în general, în punctele importante, nu intrăm în detalii. Vom susține punctele importante. Apropo de Helsinki, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că în această perioadă ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, este prezent acolo la Helsinki, participă la reuniunea informală a Consiliului Uniunii Europene. Apropo de ce spunea și domnul președinte Stănescu vis-a-vis de plafonare, e un subiect Ghina, pe care noi am avut, dacă vă amintiți, acolo. Vă amintiți perioada în care România a deținut președinția rotativă? Noi am avut un mandat ca țară desemnat de premierul României și de președintele României, în care spunea clar care sunt limitele pe care ministrul agriculturii, reprezentanții guvernului le au în discuțiile cu ceilalți omologi. Și acolo discutam de faptul că trebuie să mergem spre o convergență a plăcilor, adică o egalizare, ca să discutăm pe înțelesul tuturor. De asemenea, fără plafonare, deci asta a fost mandatul pe care l-am primit, cu susținerea tinerilor, cu susținerea, știți că România a avut o preocupare și a introdus în discuții proteina și faptul că trebuie să ne asigurăm la nivel european această sursă importantă și de asemenea că România militează pentru un buget consistent al agriculturii și nu spre direcția care a fost antamată sau inițiată de anumite state. Motiv pentru care acesta a fost mandatul și pe acest mandat mergem în continuare. Ceea ce cred că este extrem de important acolo este modul sau cum reușim să ne poziționăm din punct de vedere al programelor anuale pe care România împreună cu celelalte state trebuie să le depună, să le aprobe funcționarii europeni și să vadă progresele pe care le faci de la un an la altul în utilizarea plăților, în utilizarea instrumentelor de susținere a dezvoltării din acest sector. Și eu cred că acolo trebuie să fim atenți la aceste programe și din punctul meu de vedere cred că o abordare ca aceste programe să fie discutate odată la 2 ani este mult mai interesant pentru că anul agricol
are o anumită perioadă, deci când începe și se finalizează, nu coincide cu anul fiscal. Și atunci, pentru a avea o claritate mult mai bună și un efect mai bun al politicilor pe care le implementez, cred că odată la 2 ani ar trebui să avem în discuție aceste programe. Vom vedea, deci sunt lucruri pe care ministrul le va susține la, atât în Consiliul Informal, cât și după aceea în negocierile care o să aibă loc, pentru că lucrul cel mai important este bugetul. Cât este de mare, știți că au apărut discuții la nivel european cum că o populație ocupată în acest sector de numai 2% la nivel european primește din buget 30%. Și noi spunem da, este adevărat, dar dacă ținem cont de ceea ce face sectorul agricol, cum contribuie la sănătatea oamenilor, cum contribuie la sectorul economic, binefacerile pe care le aduce mediului agricultorii, eu cred că este insuficient. Pentru faptul că acest segment extrem de important are, pe de o parte, acea vocație de a crea locuri de muncă, de a menține ruralitatea, de a menține tradițiile, de a menține, a evita migrație, iar pe de altă parte de a aduce acest plus valoric atât pentru mediu cât și pentru economia națională. Și aici așa cred că trebuie gândit acest ansamblu și nu contabilicește. Dom'le, dacă sunt 2%, trebuie să primească atât și restul să se ducă către migrație sau către alte politici, da, care sunt importante, dar trebuie să avem în vedere că nu întotdeauna sunt cele care duc la progres. Legat de buget vreau să completez și eu. Să știți că majoritatea statelor, majoritatea, și când zic majoritatea, mă gândesc la 90 și ceva la sută dintre statele membre, spun că e nevoie de un buget mai mare pe agricultură. Dar, bineînțeles, îl spun cei care sunt din domeniul al agriculturii. Implicați. Da, implicați în agricultură, pentru că sunt cei, eu știu, pe alte domenii, pe dezvoltare, sunt alții care spun că e suficient acest buget. Într-adevăr, bugetul pe agricultură și mai ales cel care se formează sau se preconizează pentru viitorul mecanism financiar va fi mult mai mic, pentru că procentual de la 34% se duce undeva la 28% și mai mult nu mai vorbim nici în același procent, pentru că ținând cont de Brexit va fi diminuat și cu contribuția Marii Britanii. Așa că dintr-o sumă mai mică avem un procent mai mic. Dar v-am zis, eu am discutat mereu cu colegii mei, dar fiind în domeniul al agriculturii, toți susțineau că e nevoie de un buget mai mare pentru agricultură. Acum depinde cum vor fi, până unde vor fi duse luptele acestea politice. E foarte important să fim activi această perioadă de formare și a mecanismului financiar și în general a politicii agricole comune, pentru că știm bine cu toții, ne-am obișnuit să, după ce, adică eu știu, să stăm așa deoparte și după ce se formează, după ce se aprobă, să începem să spunem că eu știu ce probleme sunt, Uniunea are ceva cu noi, României s-a dat mai puțin, României s-a plafonat plățile, României nu știu ce i s-a întâmplat. E important să ne zbatem acum cu toții, pe toate părțile, să găsim astfel încât viitorul politicii agricole comune să fie favorabil României. Bun, domnul ministru Botănoiu, perioada de comercializare a lânii se prelungește până la 21 octombrie? Da, pentru că este o măsură solicitată de crescătorii de ovine. Știți foarte bine că e o perioadă mult mai delicată. Nu mai avem acele capacități de spălare a lânii ca să poți să o preiei, să o procesezi și să o valorifici la un preț corect. Știți foarte bine că există această tendință a achizitorilor de a nu plăti nimic pentru luna preluată, pentru că spune, lasă, domnule, că tu te duci și îți dă statul diferența aia, dacă vrei așa, bine, dacă nu, nu. Și aici cred că am luat o măsură corectă care să ducă la susținerea crescătorilor de ovine. Nu întotdeauna să știți că toată lumea accesează, toată lumea vede cu ochi bun o măsură sau alta. Din acest punct de vedere, eu cred că acest instrument îi ajută.
chiar dacă, observați și dumneavoastră, sunt aceste sincope în piață, sunt aceste discuții referitoare la cine preia, la cât preia, cum preia, și cred eu că important este să funcționeze Camera de Comerț în limite mult mai bune, pentru că atunci ai o garanție că cel care preia este o societate administrată de privat, dar aflată în proprietatea statului, cu o garanție că oamenii își vor recupera acești bănuți pe care îi merită după, în urma desfășurării activităților. Și vreau să mai spun un lucru. Domnul Ghinea, este corect, și alte sectoare au nevoie, dar nu este cazul să tăiem de la agricultură, pentru că am auzit foarte multe discuții. A spus, domne, tăiem de la agricultură și dăm la calculatoare. Dar eu cred că nu putem să batem în clape dacă nu mâncăm. Și aici cred că trebuie să fim atenți ceea ce mâncăm, cum ne hrănim, pentru că în funcție de acest lucru suntem mai sănătoși, mai echilibrați și putem să vorbim de un progres, de o dezvoltare. Avem nevoie și de calculatoare în egală măsură cum avem nevoie și de agricultură. Liceile agricole? Un alt obiectiv important. O măsură foarte bună, pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, au fost 300 de licee agricole, au mai rămas până în 60, sunt 58 de licee care au fost preluate prin această decizie a guvernului, au fost preluate astfel încât Ministerul Agriculturii să poată să financeze activitățile din aceste licee și să putem să-i sprijinim. Evident că curricula și desfășurarea activităților aparțin în continuare Ministerul Educației, și partea de investiții pe care și mecanismele pe care vrem să le dezvoltăm cu aceste licee sunt finanțate de Ministerul Agriculturii. Cred că ați observat și dumneavoastră, am început să facem câteva lucruri interesante. Evident că noi ne-am prevăzut în buget pentru perioada următoare să susținem cele 58 de licee în parteneria direct cu producătorii agricoli, pentru că se vor forma acele clase de care fermierii din zona respectivă au nevoie. Dacă ei au nevoie de tractoriști, asta trebuie creat cu mențiunea că la finalul școlarizării ei vor beneficia de un loc de muncă bine plătit, cu condiții foarte bune, astfel încât să evităm acest exod, această migrație a forței de muncă. Și cred că tot legat de forța de muncă, știți că am avut și avem în continuare acea măsură prin care statul subvenționează pe cei care angajează tineri, în special în mediul rural, cu, nu spun de activitățile agricole, spun în mediul rural, cu acea alocare de 1000 de lei în cazul celor care au finalizat o facultate, 750 cei care au liceele tehnice și fără studii sau necalificați 500 de lei. Ceea ce este un efort pe care l-am făcut tocmai în ideea de a menține forța de muncă, a o menține și a continua ceea ce am început. Că eu spun că am început lucruri interesante. Nu noi, în primul rând, că nu partea de minister, partea de infrastructură, partea de legislație e pe prim plan, ci fermierul care înțelege să dezvolte aceste tehnologii, aceste ferme, să le rentabilizeze, dar evident în spatele lor stau și eforturile noastre, adică să-i dai o lege pe măsură, să-i dai ajutoarele la timp, să-i dai bani, pentru că ăsta este sectorul agricol, e un sector economic prin eminență și trebuie să-l faci să fie din ce în ce mai profitabil. Legat de acest lucru, eu vă sfătuiesc să mediatizați învățământul dual, că cred că mi se pare cea mai importantă formă de a opri copiii în România. Am făcut-o încă de la început, de la formarea primei clase la liceul Harnaș, aici în capitală, este și important, continuăm să facem lucrul ăsta. Am văzut ăsta. Că deja de la an la an au început să crească numărul de clase pe învățământ dual. V-am spus, mie mi se pare un lucru foarte important, pentru că sunt convins că acei copii care eu știu, sunt integrați și într-o fermă sau, eu știu, într-o întreprindere și cu învățământul, sigur, vor rămâne în continuare să lucreze în acea instituție după ce termină liceul. Programele de sprijin pentru crescătorii de suine și păsări?
Avansează, da, deci avansează, ele sunt peste încă 34 da. Firme, să spunem așa, entități economice care au depus aceste cereri. Ele sunt în faza de studiu de fezabilitate și în perioada următoare vor trece de această etapă, vor fi finanțate și se dezvoltă. Adică au intrat pe o linie normală. Sigur că mai trebuie să anumite ajustări făcute în legislație, astfel încât să fie mult mai simplu decât este astăzi, pentru că, știți, este un sistem informatic care asigură punerea în aplicare a lor. Iată că astăzi solicitările fermierilor este de a merge mult mai rapid decât cu acest sistem informatic, lucru pe care le-am discutat și mulțumesc celor de la Camera Deputaților și de la Senat, ca să nu avem discuții de la Comisiile de Agricultură, că au înțeles prioritățile noastre și că suntem pe calea cea bună, adică în sensul a modifica în favoarea și în interesul fermierilor. Bun, din păcate nu la fel de bine stau lucrurile vis-a-vis de pesta porcină africană. E un subiect trist, dureros. Ce ar fi de făcut în opinia dumneavoastră, în viziunea dumneavoastră? Eu săptămâna trecută am avut o întâlnire cu la mine în birou. A fost întâlnirea împreună cu asociația doamna Mary Pan, asociația crescători ACEBOC, da? Și bineînțeles președintele ANSBS. Am discutat, cred că am avut o discuție destul de interesantă, pentru că am pus lucrurile pe față și bineînțeles și eu ne-am exprimat poziția, și anume trebuie să protejăm fermele. În primul rând trebuie să protejăm fermele de îngrășarea porcului din România, pentru că această pestă porcină probabil că va dura mult timp. Nu trebuie să mergem pe ideea că haide să, eu știu, să găsim soluțiile de eradicare imediată. Pentru că sunt convins că și dacă omorâm toți porcii din România, și domestici, și porcii mistreți, probabil că așa vom scăpa de pesta porcină, dar cine ne garantează că după repopulare nu apare din nou? Și atunci distrugem o industrie creată, pentru că, din fericire, așa, la nivel, la un anumit nivel, avem o industrie de creștere a porcului. Sunt 100 și ceva de ferme de creștere. Deja, acum vorbim de aceste ferme de reproducție, deci ne asigurăm și reproducția pe purcel. Și, eu știu, creșterea porcului în România are un viitor. Dar trebuie să ne obișnuim, să putem să protejăm aceste ferme, să stăm, să coabităm, să zicem, cu virusul pestei porcine. Până când, eu știu, la un moment dat probabil că vom scăpa de el. Dar e foarte important. Am discutat cu cei care i-am spus înainte, probabil că trebuie să asigurăm, eu știu, oarece condiții de biosecuritate, inclusiv în gospodăria populației, pentru că e foarte important, adică nu, având această situație, trebuie să existe puține strictețe legate de creșterea porcului în gospodăria populației. Sunt convins că în ferme biosecuritatea este la cote maxime, la cote de atenție maximă și, v-am zis, trebuie să încercăm să protejăm, în primul rând, să protejăm fermele de îngrășare a porcului. Domnul ministru. Păi, noi avem o decizie, o legislație europeană care este pusă în practică aici și respectăm așa cum au decis entitățile care se ocupă cu acest domeniu. Cred că ați observat că de foarte multe ori Ministerul Agriculturii a fost în primul rând în ceea ce înseamnă protejarea intereselor exploatațiilor și de asemenea trebuie să fim foarte clar. Nimeni nu și-a propus ca să distrugă creșterea porcului din gospodăria populației, pentru că am auzit aceste lucruri. În schimb, trebuie o mai mare atenție cu privire la trasabilitate, la modul cum, la tehnologia pe care o ai în aceste ferme, pentru că nu mi se pare firesc să îți înființezi o exploatație peste noapte, nimeni să nu știe de tine și tu să duci acest virus, pentru că uitați-vă, acest virus nu are antidot.
dacă ar fi putut state mari gen China, Rusia sau alte state puternice din Uniunea Europeană, uitați-vă Sardinia, 40 de ani și este... Spania, este 30 de ani. Vietnamul adică spunea că au găsit-o. Noi trebuie să găsim cele mai bune metode și instrumente să protejăm creșterea porcului de o manieră echilibrată, atât între cei care vor să dezvolte aceste produse tradiționale, cum le știți și dumneavoastră, creșterea porcului este singurul animal unde constatați în curte pe lângă câine că îi dă nume, e porcul. Și atunci nu poți să-i spui, domne, de mâine nu mai crești porcul în gospodărie. Deci este exclus acest lucru. În schimb, trebuie găsite acele metode și măsuri astfel încât să protejăm exploatațiile producătoare, deci cele care produc pentru piață și mica gospodărie cu măsuri foarte clare. Asta este ceea ce putem face în perioada următoare. O concluzie? Un cuvânt de final? Vis-a-vis de ce am discutat astăzi, vis-a-vis de ce urmează să faceți în cadrul comisiei? În cadrul comisiei avem mai multe proiecte. Un proiect important de care eu știu, discutăm în perioada următoare, va fi legea comasării terenurilor. Încercăm să facem o lege a comasării terenurilor. E o lege foarte grea. Avem deja câteva modele din Europa, dar, nu știu, din punctul meu de vedere, nu se pliază pe ceea ce avem în România. Dar, totuși, sunt convins că vom găsi o soluție să scoatem și o lege a comasării terenurilor, pentru că e foarte important să comasăm terenul. Ați văzut bine, agricultura performantă este pe suprafețe comasate, nu pe suprafețe de, eu știu, câteva hectare. Legat de agricultură, eu spuneam că a fost un an nu foarte bun, nu cel puțin la nivelul anului trecut, dar totuși, din punctul meu de vedere, cred că a fost un an acceptabil. Să sperăm că anul viitor, anul care vine, va fi și mult mai bun din punct de vedere al climei. Bineînțeles că ea este cea care dă tonul agriculturii în general și, bineînțeles, ne aplicăm către irigații ca să nu mai fim la dependenți de ceea ce înseamnă climă, în general ploi. Domnul ministru Botanel. Domnul Ghinea, în continuare, pe lângă ceea ce am discutat astăzi, zona montană, pentru că noi o considerăm extrem de importantă ca suprafață și pondere în ceea ce înseamnă sectorul agricol românesc, de asemenea, partea de acvacultură și de piscicultură, pentru că în ultima perioadă, să știți că peștele a fost lăsat de o parte și cred că este o sursă importantă de proteine la care trebuie să ținem cont, pentru că știți reglementările care vor fi din 2021. Din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să fim atenți la fiecare sursă de proteină pe care o putem asigura, pentru că ați observat și dumneavoastră, nu poți să tratezi cu un respect un anumit sector și pe celelalte să ne neglijezi. Ele trebuie să fie în balanță, pentru că așa, dacă pui ouăle mai multe coșuri, ai șansa să supraviețuiești. Dacă pui într-un singur coș, s-ar putea să pierzi într-o bună zi. Ăsta este, eu cred, direcția cea mai importantă, să putem să avem o zootehnie performantă care să transforme tot ceea ce se produce la nivelul materiilor prime în vegetal, acestea să aibă valoare adăugată mai mare și să nu mai fim obligați, cum se întâmplă în ultima perioadă, să vindem materia primă, ci să vindem produsul procesat. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Le mulțumesc și telespectatorilor mei. Le dau întâlnire mâine seară, începând cu ora 20, tot aici la Agro TV. Discutăm despre fonduri europene. Așadar, urmăriți cu mare atenție și dezbaterea noastră de mâine seară. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de Agro TV.